8 medicamente pentru pacienții cu boli rare, cancer și diabet zaharat vor fi introduse pe lista medicamentelor compensate și gratuite, proiectul fiind publicat de Ministerul Sănătății în Transparența Decizională. Ministerul Sănătății a publicat în Transparență Decizională proiectul de hotărâre de guvern care permite introducerea pe lista medicamentelor compensate și gratuite a 8 noi molecule, din care 2 sunt aprobate pentru noi indicații terapeutice. Medicamentele sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice, diabet zaharat și boli rare. Pentru toate cele 8 medicamente au fost emise decizii de includere condiționată și încheiate contracte cost-volum. Moleculele pentru care a fost emisă decizie de includere necondiționată în lista medicamentelor compensate și gratuite au fost trimise comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru estimarea consumului. În perioada imediat următoare, aceste medicamente vor fi incluse pe listă printr-o hotărâre de guvern ulterioară. În cursul anului 2022 au fost introduse prin 3 hotărâri de guvern un număr de 76 de molecule noi, ceea ce a reprezentat o creștere importantă față de anul 2021, când au fost introduse 56 de molecule, relatează jurnalul.ro.